pe urmă le-au mutilat în continuare cu construcții de tot felul, au făcut reștiviri pe ele, tocmai ca să poată continua această chestiune. Ordonanța asta 114 din 2007 a fost într-un fel o revenire făcută la ordonanța de urgență 195 din 2005, după tot scandalul pe care, în care ne-am implicat atât eu cât și foarte multe ONG-uri, dar le mulțumesc și multora din presă care s-au implicat pentru salvarea parcului Bordei. În 2007, Ministerul Mediului a revenit cu o ordonanță care interzicea construcțiile pe spațiile verzi, definite ca atare în planurile urbanice sau amenajate ca atare. Această ordonanță e în vigoare și pot să vă spun că din momentul în care a apărut, această ordonanță a permis cel puțin la nivelul sectorului 1, salvarea a peste 150 de spații verzi, mai mari sau mai mici, care sunt amenințate cu distrugerea, dar vă pot da câteva exemple pe care mi le-am notat ca să nu le uit, care sunt mai importante. E vorba de Ștanul Tineretului, unde se dorește construirea în partea de nord a ștanului, către fostul hotel Sofitel, la funcționarea principală, a unei clădiri de 130 de metri. E vorba de ștanul Spreulești, care, pe care dorește la Cuitata, care era unul dintre ștanurile încă funcționare acum 10 ani în București. E vorba de un teren foarte apropiat de locul unde ne aflăm, în capul stăzii Paris, pe de piața Victoriei, și anume adresa postală a aviatorilor 8 și 8A. E vorba de clădirea aia care a proprietarul a venit să-i dădea foc acum câteva zile și scandalul pe care l-am generat atât noi cât și Ministerul Culturii pentru protejarea acestei clădiri. Și noi ne-am oferit chiar să clădirea de la 8A să o expropiem noi în numele municipalității, primăria sectorului 1, pentru ca să fie protejată și readusă la starea normală. E vorba de niște terenuri date restituite pe ghilimele, de fapt, de alte amplasamente, fechisele în zona blocurilor ălora de pe partea stângă cu mers spre oraș, de la piața de la Arcul de Triunf pe stânga, sunt niște blocuri făcute în perioada comunistă. În curțile blocurilor, de fapt,